Invitata mea de astăzi este și mamă, și soție, și femeie de carieră. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află Mirela Domnică, director adjunct al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Suceava. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Am o întrebare, prima, și o curiozitate personală, probabil că și telespectatorii noștri vor să știe. Dacă știți să gătiți? Știu să gătesc, dovadă stă faptul că soțul meu este convins că nimeni nu gătește ciorbe mai bune decât ale mele, iar copilul meu, de când a început să mănânce din bucătăria mea, este convins că pun și o picătură de dragoste în mâncare și de aceea este cea mai bună mâncare, cea gătită de mama lui. Acum sper ca la finalul emisiunii să vă laud și eu. Sper și eu să spun că cea mai bună mâncare este cea gătită de dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, de la cine ați învățat să gătiți? De la mama mea am învățat să gătesc, nevoită fiind, în primul an de căsnicie ne-am și mutat eu și soțul meu și pe atunci nu era foarte convins că știu să gătesc, n-a fost un impediment, a fost un complex pentru mine pe care l-am depășit în timp. În 16 ani de căsnicie am reușit să devin pentru familia mea cea mai bună gospodină. Sunteți la începutul căsniciei dumneavoastră, puneați mâna pe telefon, vă sunați, mama s-o întrebați, știi, uite, fac pisteluțe marinate acum, cum trebuie să călesc ceapa? Sau... Păi telefonul a fost esențial, pentru că și bucătăria era mai puțin dotată la început și ne descurcam și noi cum puteam, dar cu telefonul ne-a salvat bucătăria și până la urmă poate și căsnicia, că dacă bucătăria nu era în regulă, nu știu unde ajungeam acum. Sunt convinsă că dragostea nu trece prin stomac, chiar dacă unii spun că trece, eu sunt convinsă că nu este așa. Să revenim la oile noastre, la emisiunea noastră, spuneți-mi, vă rog, ce urmează să ne gătiți? Am optat pentru emisiunea dumneavoastră la o rețetă care este perfectă pentru femeile care au prea puțin timp să stea în bucătărie. E o rețetă ușor de făcut, este o budincă făcută la cuptor, cu paste, cu șuncă, dar ideal pentru această rețetă este faptul că poți găti cu orice găsești în frigider. Ea poate fi completată după imaginația fiecăruia și după frigiderul pe care îl are fiecare în bucătărie, așa cum este dotat sau mai puțin dotat. Este o rețetă care poate fi consumată ușor și seara și dimineața și dacă vrei și la prânz și cu ketchup și fără ketchup, după gust. Bună ziua, sunt Oana Șlemcu și vă invit să urmăriți De Bun Gust. Invitata mea de astăzi este și mamă, și soție, și femeie de carieră. Despre cum reușește să îmbine toate aceste top mondaje. Este destul de dificil. Bună ziua, sunt Oana Șlemcu și vă invit să urmăriți De Bun Gust. Astăzi, alături de mine, se află Mirela Adelnică în acest top. Ne-am cam pierdut sensul de orientare. Invitata mea de astăzi este și mamă, și soție, și femeie de carieră. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află Mirela Domnică, director adjunct la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Nu, e agenție. Am voie să spun și eu stop? Da, pe bune. Invitata mea de astăzi este și mamă, și soție. Este destul de dificil. Stop, trebuia invers. Invitata mea de astăzi este și soție, da, și mamă, da, și femeie de carieră. Da. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află Mirela Domnică, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Suceava. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, cu precizare că sunt directorul adjunct al Agenției Județene. Stop! L-ai înregistrat asta, da? Da. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află Mirela Domnică, director adjunct al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Suceava. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Și eu mă bucur foarte mult că vă avem alături de noi. Îmi cer scuze, eu sunat telefonul și se aude foarte tare. Și o luăm de la capăt. Este perfect. Va trebui să o colim prin altă parte. Vreau să nu vă dau mărunțel. Dați-i mărunțel. Ce înseamnă mărunțel? Așa, din așa. Știu că mi-ați dat o trestă, dar voiam să mă uit la boni. Îl vom păstra, poate vom primi o primă. Sigur, să nu uităm ouăle. Da, bă, Andrei, am voie să umblu la aracaz, pentru că am peste 18 ani, chiar dacă da? Se ține spotul liber acesta să fie. Și bănesc că s-a făcut și un instructaj pentru protecția muncii. Da, și că urmă să ai grijă să nu îți tai degetele, să nu scapi pe jos furculița. Deși sfaturi din acele utile, să nu mănânci de pe jos, să nu bei de pe jos, știu. Și ne-aș sunt foarte multe restaurante, chiar am fost mult mai multe de bun Suceava, evident, sau orașul este mai mare, este un oraș studențesc. Andrei, îmi faci un semn, dar să înțelegi și tu că nu-l înțeleg. Te rog cum o să vorbești. Este destul de dificil. Da, și nu știu un prosop, totuși. Ah, perfect. În România. Stai, că nu pot.
E un moment ăla care trebuie depășit. Da, stai un pic, te rog frumos, nu? În România. În România. Oprește un pic, te rog frumos, dă-mi cu hard copy, pentru că mi s-a uscat. Am votat, mulțumesc. Andrei, ce faci? Mi-am cam pierdut sensul de orientare. Dar nu chiar așa cald în Cătălin, tu mai speriam. Vine că începe să-mi curgă, fondul de ten, rimelul. Vorbește mai tare, că nu te auzi. Fara. O aruncam spre ea. Eram atent la ce face Oana. N-am dat una pe rost. Una pe jos. S-a mai pierdut, n-am risipit nicio pastă. Andrei, poți să fii mulțumit, mai multe paste pentru tine. Eu mai... Mie mi-e ușor să spun, dar... Astăzi... Poate-mi schimb eventual, numai că... Eu... Și dar nu stau degeaba. Mulțumesc! Până la urmă și Andrei va învăța să gătească. Dacă nu cumva... Hai, n-ai fost să remisiuni. Perfect. Nu o problemă cu capacul, dar chiar e înghețată, da. Și problema s-a rezolvat. Și pe dumneavoastră... Stop. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și nu uitați să... Stop, nebun. Stai, nu pot. E un moment la care trebuie depășit. Da, stai un pic, te rog frumos, nu! Stai că vine și înghețat acum. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată și vă aștept la următoarea ediție a emisiunii de Bun Gust. Dar dacă nu reușiți să, sau sunteți curioși să aflați ce anume au făcut, stop, nebun. Am voie să spun și eu stop? Da, pe bune. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată. Nu uitați că vă puteți lăsa opiniile și mesajele cu nebun. Este destul de dificil. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată și vă invit să urmăriți emisiunile și pe intermediatv.ro, site-ul nostru. Tot acolo vă puteți lăsa opiniile, ne puteți lăsa sugestiile dumneavoastră despre emisiune și eu vă aștept la următoarea ediție a emisiunii de Bun Gust. În România.